Astăzi jucăm Stumble Guys și avem noi vești bune în cadrul acestui joc. Cei de la Stumble Guys au pus pe Twitter un tweet cu ceva hartă, dar hai să vă arăt acum pe ecran să vedeți despre ce este vorba și așa. Deci cam asta este treaba cu această hartă, cu acest tweet. Este o hartă, după cum puteți vedea, mie mi se pare că sunt niște taxiuri sau ceva de genul ăsta, sunt niște mașini 100% și ies dintr-un loc de la habar n-am, nu știu ce e, dar zice că în 10 zile rush hour. Nu știu exact ce înseamnă chestia asta și așa, dar în 10 zile ar trebui să apară acest nou update, adică pe 27, cam la sfârșitul lunii, dacă zic eu bine, sau de fapt nu, pe 26, că pe 16 au pus tweet-ul ieri, astăzi este 17 când filmezi așa. Și da, ne întreabă dacă vrem, dacă suntem, nu știu cum să zic așa, bucuroși, așa, nerăbdătorii după această hartă și chestii de genul și așa, în fine, nu mai contează asta, dar chiar sunt curios cum o să fie și așa. Și mai avem o chestie interesantă, s-a adăugat acum pe shop, dar eu credeam că e, hai să vă arăt prima oară. Deci vezi aici avem o roată, 125 de gemuri, bine, eu n-am gemuri, am 45 doar și așa, dar avem o roată aici cu toate animațiile, taunturile și emoturile, numai că nu sunt emoturile astea despre care aș vrea eu să fie, dar alea cred că ar costa mult mai mult și așa, dar avem două frispunuri aici, nu știu, să le luăm acum pe episod sau hai că le luăm pe episod și dacă e facem niște meciuri și să nu atingem culoarea care pică și hai să dăm așa prima oară, dar da, dacă mai vreți episoade de genul pe Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și lăsați acolo în comentarii de voastre de challenge-uri pe care le vreți pe Stumble Guys și hai să vedem ce ne pică. Mamă, dar nu vrea să ne pice și nouă un skin, măcar ok, sunt niște gemuri. Ok, 5 gemuri, deci în primul meci n-am voie să ating culoarea verde, iar în al doilea meci hai să dăm un al doilea meci ce culoare n-avem voie să atingem. Hai mă să fie un skin de data asta, sper să fie skin, ia să vedem. Ia. Fii un skin, te rog, fii un skin, te rog, și nu un token, nu un token. Bă, mai bine dădea skin-ul decât un token. Ce fac eu cu un token? Deci verde și roz n-am eu voie să ating și așa. Și hai să intrăm în primul meci așa și da, hai să vedem. Obiectivul este să câștigăm și da, spuneți-mi voi ce părere aveți. O să fie mișto harta aia, dacă vă place din ce ați văzut așa, ce credeți voi? Cam ce ați văzut acolo? Eu v-am zis, am văzut niște mașini și așa, dar nu știu, habar n-am care e faza cu ele, niște taxiuri sau ceva de genul, parcă sunt niște mașini galbene și așa, dar nu știu. Să vedem în 10 zile, cum au zis și ei că o să apară și să vedem cum o să fie. Ok, deci în primul meci n-am voie să ating verde, ok, aici nu e verde, hai că am scăpat acum, dar da, fiți atenți că dacă eu nu, bine, jucătorii ăștia nu se pun, dar eu dacă, bă, dacă nu mai dau ăștia și așa, eu dacă mor acum, va trebui ca în următorul meci să fie cu roz sau mov, nu știu ce culoare e aia, habar n-am, într-un fel, da, da, îmi dau seama care e culoarea și așa, dar nu știu cum să zic, roz sau mov, cred că mov mai degrabă și așa, da, mai degrabă mov, ăsta e roz. Și da, hai să vedem, trecem și aici, hai să vedem dacă ne calificăm, dacă nu ne calificăm, v-am zis, următoarea este cu roz. Uite, mov acesta, partea asta cum e la astea de te lovești așa, cam așa era și ăla, ia să vedem, mă calific sau nu. Dacă mă calific, trebuie să nu ating verde în continuare în acest meci, dacă mă calific până la final, meciul ăsta e tot cu verde în fiecare rundă, deci nu schimbăm cu mov la următoarea, că altfel n-ar mai fi interesant și ar dura mai puțin și așa. Și hai să vedem totuși, să vedem dacă ne calificăm sau nu în următoarele runde. Ok, este runda a doua și hai, doamne ajută. Mamă, ok, a picat Hot Wheels, o hartă nouă, că era vorba de aia, bine, nouă. E ultima hartă apărută, asta vreau să zic, asta vreau să aduc în discuție și așa, că tot vine harta aia nouă în 10 zile și așa, bine, nouă acum. Dar chiar sunt curios de părerea voastră, scrieți acolo în comentarii ce părere aveți de acea nouă hartă care o să apară, dacă vă place și așa, din ce vedeți și spuneți-mi cam ce vedeți voi acolo, că eu v-am spus punctul meu de vedere ce vedeam eu așa, dar poate voi vedeți altceva în afară de ce văd eu, poate ați mai văzut, mai știți vreun, nu știu, vreun insight, vreun easter egg, ceva, habar n-am. Ok, mașina asta albastră era bună, parcă nici nu mai știu, era asta bună, adică era printre cele mai bune la viteză, parcă se mișcă așa într-un fel, tare, chiar e tare, dar nu știu dacă este chiar cea mai bună, ori asta ori aia albă, parcă. Parcă, nu mai știu sigur. Hai să trecem și pe aici, hai să ne calificăm. Ok, primul oare? A, dacă nu mă loveam sau sunt tot primul. A, ba nu s-a dus asta în față, dar m-am calificat. Hai în runda finală, domnește să câștigăm meciul ăsta, ar fi tare dacă îl câștigăm. Cât de bine ar fi și așa, hai să vedem. Bam, bam, bam și rund. Tom, nebodbeș, bă, și aici ating verde. Bă, da, am atins verde și atunci când m-am dus pe chestiile alea. Uite că am uitat tu challenge-ul, deci din păcate am pierdut challenge-ul, dar măcar hai să câștig. Oricum îl pierdeam la bodbeș, dar l-am pierdut din păcate în a doua rundă, că am uitat că aveam challenge de făcut.
Și acum mi-am adus aminte că am atins verdele. Uite, când am văzut verde la asta, am zis gata. Dar mi-am adus aminte că și pe harta trecută am atins și așa acolo la alea, la cum se numesc, la alea de viteză și așa, unde luam viteză. Așa, la boosturile alea și hai să vedem măcar aici dacă câștigăm meciul. Că de atins, oricum am atins și aici, oricum atingeam. Dar, na, hai să vedem dacă câștigăm meciul sau nu. Trecem așa. Mie nu-mi place Botbash-ul, nu-mi place cam absolut deloc. La fel ca Lavaraș. Lavaraș și Botbash mie nu-mi plac, răsărea să nu știu ce. Cel puțin Lavaraș nu-mi place. Botbash, hai să zic cât de cât așa e mai interesant, măcar că e de eliminare, nu e de race. Dar, hai să vedem. Sărim pe aici, hai să nu ne ia ăsta pe sus, pe aici, vreo buburuză, lăsați-mă în pace, vă rog. Încă două persoane trebuie să moară și poate câștig, hai, te rog, te rog, încă unul, mai sunt unul, nu. Mamă, cum am scăpat. Ok. Bă, dar să puteam, mă, să nu pierd. Eu am pierdut, nu? Cred că da. Taulă. Ok, mamă, stai că am uitat să ies. Acum nu trebuie să ating roz în următorul meci, hai să vedem dacă atingem sau nu roz. Dacă ne iese și nouă din meciul ăsta e bine. Bă, de ce nu pot să dau lift din prima dacă îmi vreau și așa, dar hai să intrăm acum. Bă, măcar acum să găștig și eu meciul ăsta, deci n-am voie să ating rozul ăsta, mov ăsta, habar n-am. Deci culoarea asta, cam așa era, asta era la Stumble Token, asta nu am voie să ating. Sunt astea pe margine, trebuie să am grijă și la ele și așa. Deci nu trebuie să ating deloc, nici astea de la jumătate de pe aici nu trebuie să le ating. Nici ăsta, hai să sar, mamă, bine că am avut noroc de cât, hai să vedem aici, sper să nu mă prostesc aici și să trec eu de astea, să nu mă lov, vezi, tocmai ce ziceam, bă, nu, Doamne, bă, dar un challenge nu sunt în stare să-l trec și eu până la capăt, de data asta când am fost atent, am zis să nu ating și așa, nu am, adică l-am atins de data asta, dar atunci, uite, acum nu se mai pune, dar vreau să zic că, în primul meci, când n-am fost atins așa, bine, de fapt tot am atins acolo, dar totuși, na, nu știu, acolo măcar nu știam și așa. Dar ia să vedem, trecem pe aici așa, hai măcar să mă calific, te rog, hai să facem o schimb pe aici, să vrem că nu mă calific, gata, mamă, deci era să nu mă calific. Ok, Space Race, a doua hartă, hai să trecem și de asta, să ajungem în finale și de data asta sper să câștig. Ok, deci am atins și ăsta, deci la cele nu ne-am descurcat, dar măcar sper să câștig și așa. Ia să vedem, mamă, chiar sunt curios cum o să fie harta aia, cum o să fie harta aia nouă. Care e faza cu ea, dacă sunt taxiuri alea sau ce, care e faza cu ele? O fi ceva de, vă mai ziceam eu pe live-uri de mișto, ar fi să se întâmple să fie de-astea cu bușituri și așa, dar nu cred că e ceva tot așa, race, abar n-am. Hai să vedem, sărim și pe aici, trecem și pe aici, să nu ne ia ăstea în spate, trecem și pe aici, sărim așa, după venim aici, bam, sărim, bă, da, pot să fiu și eu, Doamne, pot să nu mai grăbesc și eu și să fiu atent la jocul, da, n-am ce să fac, n-am ce să mai zic, da. Da, sper că v-a plăcut acest episod. Noi ne revedem la un alt episod și spuneți-mi acolo în comentarii ideea voastră, ce părere aveți voi de acest nou update care o să apară, cum credeți că o să fie harta și așa, și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri pentru următoarea videoclipuri. Și da, am murit din păcate, n-am respectat challenge-ul. Bye, pa, pa.